Duminică, 18 aprilie 2021, mă aflu în localitatea Gorgota din județul Prahova, în căscătoria unui tânăr columbofil. Este vorba despre domnul Alin Nenen, pe care îl salut. Te salut, Alin. Bună ziua, domnul Alexandru. Ce faci, Alinușule? Bine, vă așteptam pe la noi. Știu, de mult ți-am promis că trec pe aici cu un prieten comun, cu Ovidiu Ancea, da? Da, da, da. Asta am plinit, să zic așa, și am venit la tine. O zi mohorâtă, totuși, de primăvară. Dar te-am găsit printre porumbei pe aici, a? Da, toată ziua suntem printre porumbei. Știu că îți plac foarte mult. Am înțeles că ai zburat și la București, Alin. Da, am zburat ceva timp și la București, prin cu tandemul meu, Cârtoc Iulian. Dar acolo nu prea aveam timp să mă ocup de ei, pentru că nu aveam porumbei acasă. Îi aveam într-o altă locație. Da, știu. Și este foarte greu. Dacă nu stai de ei, nu? Da, da, da. Cu ochipăi toată ziua să obții rezultate. Așa este. Știu că ești foarte ambițios. Da. Ți-ai făcut aici la Gorgota o crescătorie frumoasă. Intenționezi în viitor parcă să te extinzi, nu? Deja da, 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 câte compartimente ai? Patru acum. Patru compartimente și cel puțin încă patru să mai facem pe viitor. Super. Să putem concura și puii în toamna asta. E prima oară, am înțeles, aici acum ați crești puii, ți-ai scos puii, ți-i înveți, nu? Da, 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 primul an când am porumbei aici crescătoria, puii învăț și la toamnă o să concurez la UCP Pucheni. Super. Aici ne aflăm în compartimentul de reproducție în prezent, da? Principalul compartiment de reproducție. Da, da, da. Câte perechi ai, Alina? 14 perechi de porumbei. La câta serie de pui ești? La a doua serie de pui. Pui din a doua serie deja... Da, sunt aproape de încercat, da, 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 da. Frumos, bine crescut. Te ocup calmea de ei, înseamnă. Dă-ne câteva detalii despre păsările tale, dacă ești amabil, ca și origini, da, de unde deci, provin. Păsările de matcă provin de la domnul Ancea Ovidiu, de la București. Da. De la domnul Enache Constantin. Tot din București, da. Da, din București, Chitila, da. Chitila. Și mai sunt porumbei de Van de Nabel, cum este femeia de aici. Da. Guta? Da, Guta. Ai suște preferate la porumbei? Nu. 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 Cei mai buni sunt cei care vin, care vin acasă, nu? Care da, vin exact, vin. Da. Femeia de jos de la Buxa Verde, tot Gabi Van de Nabel. Da. Deja e pe puișer, nu? Seria a da, treia, da, da, puișer, da, s-o da. Frumos. Ce mai e acolo? Un mascul. Van de Nabel. Da. Aici avem puișori. Imediat. Frumos, vine crescut, te ocupi ceva de ei. Cât timp stai între ei zilnic, așa? Cât îți permiți să stai, Alin? O oră jumate dimineața și două ore seara, în fiecare zi. Ai dat drumul la cui afară acum? Da, 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 okay? Am dat drumul la prima serie. Da. Am început să zboare. Cum stai cu răpitoarele în zona aici? Destul de... Sunt destul de mulți. Sunt, nu? Da, da, da. Se dau. Atacă. Se antrenează bine, da. Da, aici este o femelă din doi olimpici al domnului Ioniță Gogu de la Săbăreni. Aha. Da, 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 care da. Și are puișori. Bravo. Toate perechi noi, nu? Da. Aici este o femelă care am răscumpărat-o de la Columbodrom, unde da. Am zburat-o. Am înțeles că ești pasionat și de zborurile pe Columbodrom. Da, 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 chiar am participat anul ăsta cu două echipe și mai urmează și cu altele. Bravo. Frumos. Hai, hai. Grătare în boxe. Da, 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 aici este o femelă de Gabi Van de Nabel cu Heremans. Dar sunt cuminți, îmi place. Sau... Da, da, sunt destul de blânzi. Frumos, îmi place. Se vede că îi îngrijești. Și după cum arată pui. Da. Aici avem albastra, o da. Femelă de Charlequins. Da. Super. Ți-ai notat aici, a văzut frumos? Da, da, da. Ai notițele în față, în permanență, când ouă, nu? Ia uite aici. Da, da, și când scot pui. Și când scot pui, tot. Ca să-i vezi cum a evoluat, cum da, a crescut. Da, da. Super. Super. Albastru de acolo, primul din stânga, da, asta. Este un nepot din porumbița noastră care ne-a făcut o surpriză anul trecut și a avut locul nou la fond. Bun. Am înțeles că și anul trecut ai avut niște rezultate bune, dar da, da, nu da. Prea ai avut noroc. Cu... Nu prea am avut noroc, da. Este? Așa este. Frumos. Dacă stai ceva
toate instalațiile pe aici, sunt convins de asta. Da, 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 ținem cum că am luat totul de la zero și... Se vede. Frumos. Tot am vrut să terminăm o dată. Așa este. Foarte greu. Așa e. Mai trebuie să mai pun niște grătare pe jos. Vrei să le pui grătare pe jos, Alin? Da, 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 da. Dar în viitor. Da. Și acum pui, uite, voliera afară, exterioară, foarte frumos, îmi place. Al doilea băltat de acolo cu alt pe cap. Ăla care se întinde, nu? Da, 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 este o mascul de gust. Gust Cristian, da. Frumoasă pusărea. Place. Următorul mascul de lângă el este șablon uman. Era șablon uman. Da. Femela de lângă el este Gabi Van Den Abel. Da. Femela dintre cei doi masculi albaștri. Da, mă am acum în vizor. Da, da, da. Masculul but de lângă ei este Coman. Da. Și celălalt albastru este 6002, un foarte bun zburător la domnul Ance Ovidiu, pe care mi l-a dat la marcă și cu ocazia asta îi mulțumesc. Super, ai prieten bun dacă ți-au dat postări de astea. Da, 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 da. Butul acela este tot de Coman, care s-a dus în stânga. Da. De mergi pe Coman, nu? Da, da, da. Van Den Abel, Coman, da. Charlie Kens. Sperăm să reușim să facem ceva. Câte perechi de pui intenționează să reproduci? 3? Da, 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 3 serii de pui. 3 serii, nu? Da, da, da. Duci pe columbodrame ce ai de dus, după aia ți oprești? Da, pentru toamnă, ca să putem zbura. Da. Intenționez să zbor văduvie natural? Văduvie. De la anul, da, văduvie, da, văduvie mai simplu, mai ușor, adică ne permite mai... Da. Da. Acest gut este din porumbei domnului Enache. Constantin din Chitila? Da, da, da. Frumos. Și am și o femelă aici care are puișuri în dreapta acolo, tot de la dânsul. Da. Gutul care a coborât acum jos este Poimant, Van Den Abel. Te-ai înșghebat o marcă frumoșică, trebuie să spun. Să vezi. Frumos. Mă bucur când văd atâta calitate la crescători cu relativ începător, să zic așa, mai puțină experiență, dar foarte ambițios și serios cum ești și tu. Păi, fără seriozitate nu poți face nimic în ziua, dar chiar nu... Așa este. Da. Concurența aici la tine în zonă, o să vezi că e una importantă, semnificativă. Sunt mulți crescători în Prahova și în zona Puchenului pe aici. Și la UCP, și la FCPR. Așa este. Și la FRSC. Îmi doresc să concurez cu ei și să obțin rezultate din ce în ce mai bune. Așa este. Categorii preferate, Alin? Viteză, demifond, fond. Fondul, nu? Da, general. Da. Talii preferate la porumbei ai? Nu. Nu ține neapărat, nu? Nu. Nici culori, nu? Văd că mulți albaștri. Da, albaștri și guți. Da. Ia spune, moștenești pasiunea asta columbofilă de la cineva din familie? Nu moștenesc de la nimeni, doar că nu știu cum am contaminat, dar din clasa 1, de cum mă știu, aduc porumbei, i-am ținut și în pod, și în șifonier, și sub pat, și nu există loc să nu fi fost porumbei. Hai de ce zic, soția e de acord cu pasiunea asta? Da, soția este de acord și părinții au fost pentru că nu au avut ce să facă. Da. Nu au putut să înțeleagă cu tine altfel. Nu au avut... Bravo! Da, este o pasiune frumoasă. Într-adevăr, și eu zic asta. Te ține aproape de casă. Exact, da. Cu minte, cu ochii pe cer toată ziua, nu? Da. Te liniștește. Da, așa e. Da. Ai un program pe care îl respecti și adică, da, este așa. O pasiune foarte frumoasă. Într-adevăr. Și un lucru bun, așa zic eu, faptul că am observat că în fiecare încăpere de la tine din crescătorie ai câte o icoană. Da, ai prins foarte mult în Dumnezeu. Pe perete, să știi. Și cred că el ne ajută, pentru că păsările sunt ale noastre doar când sunt în volieră. Sunt ale lui. Ai dreptate, Alin, așa e. Da. Mulțumesc mult pentru prezentare și dacă ești amabil o să filmăm și în compartimentul destinat. Mulțumesc și eu, domnul Alexandru, și vă mai așteptăm. Păi, o să mai trec, Alin. Vă mulțumesc. Toate cele mâine cu stimă, numai bine. Mulțumesc frumos. Care e cu 20?